Cetățenii își doresc vaccinarea personalului didactic odată cu redeschiderea școlilor. Ar putea fi una dintre cele mai importante metode prin care atât profesorii cât și elevii să poată fi protejați, spun cetățenii. Și în Mehedinți, oamenii își doresc vaccinarea profesorilor odată cu redeschiderea școlilor. Prin vaccinarea anticovid, pe lângă faptul că atât personalul didactic ar fi imunizat și elevii protejați, dorința profesorilor de a se vaccina ar putea determina redeschiderea școlilor mult mai devreme. Considerați că odată cu începerea școlilor, cadrele didactice ar trebui să fie primele cele care se vaccinează? Exact. Primele persoane care ar trebui să se vaccineze ar trebui cadrele didactice. Exact. Deci după medici, profesori ar trebui vaccinați, pentru că ei intră în contact cu lumea, cu părinții copiilor și ar trebui neapărat să fie vaccinați. Se preconizează date diferite de redeschiderea școlilor, însă este cert faptul că atât elevii cât și cadrele didactice își doresc desfășurarea cursurilor față în față cât mai repede posibil. Vaccinarea profesorilor ar putea fi un avantaj astfel încât activitatea școlară să revină la normal.